La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut recent volumul Biserica Ortodoxă Română și Unirea Principatelor. Lucrarea reprezintă un omagiu aniversar la împlinirea 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. În cuvântul înainte al volumului, prefericitul părinte patriarh Daniel afirmă, exprimat în secolul al XV-lea de către domnitorul moldovean Ștefan cel Mare și Sfânt, care spunea Occidentului că Moldova este o altă valahie, adică o altă țară românească, sau în anii 1600-1601 de către domnitorul muntean Mihai Viteazul, prin unirea vremelnică a Munteniei, Transilvaniei și Moldovei într-un singur stat, Conștiința națională a fost cultivată prin credință și cultură de către biserică, mai ales prin cărțile de cult în limba română tipărite în Moldova, țara românească și Transilvania și răspândită în toate provinciile românești. Volumul cuprinde comunicări și studii referitoare la unirea principatelor semnate de ierarhi, preoți, profesori și istorici care au studiat acest subiect. Lucrarea poate fi găsită în magazinele de carte bisericească sau de pe site-ul cărților bisericești.ro.